Nunți, botezuri și aniversării. Cu asta se ocupă acum primăria din Grădinari, parteneră într-un proiect pentru care s-au primit de la Uniunea Europeană 120.000 de euro, bani investiți într-un cort pentru evenimente. Localnicii sunt încântați că au o asemenea oportunitate, mai ales că până acum erau nevoiți să-și facă rezervări la restaurantele din Slatina sau Drăgășani. Cortul pe care primăria l-a ridicat cu finanțare europeană funcționează deja de 2 luni în satul Grădinari. Localnicii nu plătesc decât meniul și personalul fără să scoată din buzunar bani de chirie, iar primăria încasează astfel taxe și impozite suplimentare la bugetul local. Sătenii sunt foarte încântați. Frumos. Exact, exact. Și meniul faci, domnișoare, după cum vrei. Deci ce dorești la meniu? Că la oraș arată, exact ca într-un local este. Ideea bună venită, să știi, să duc cu banii în ziua botezului, anunța evenimentului și la sfârșit pleacă, dă banul și pleacă, nu mai are nicio grijă. Bucătarul din cortul primăriei spune că, deși la țară, pretențiile față de meniu sunt destul de mari. Cerințe sunt. Sunt cerințe. Oamenii, vă dați seama, vor să deguste fel și fel de mâncăruri, chiar dacă sunt de la țară. Frumos. Cu banii care câștigăm, în primul rând, dezvoltăm afacerea, pentru că nu vrem să ne oprim aici. Primarul Mihai Ioana e hotărât să găsească și alte proiecte de acest gen pe care să le finanțeze din bani europeni.